Vreau să-ți mulțumesc pentru că datorită ție, canalul Dr. Cip a devenit canal partener YouTube. Adică, o parte din veniturile pe care YouTube le încasează din reclame îmi revine mie, ceea ce mă aduce mai aproape de realizarea obiectivului, adică acela ca atunci când voi ieși din concediu medical în care mă aflu acum, să pot să-mi dedic întregul timp, întreaga activitate, întregul efort realizării de clipuri video pe teme de sănătate și stil de viață sănătos. Mă pot sprijini în continuare vizionând clipurile, dând like, dând share, pentru ca YouTube-ul să le sugereze și altor privitori. Dacă nu te-ai abonat încă și ți se pare interesant ce public, fă-o, dă click pe clopoțel astfel încât să fii de fiecare dată notificat când postez ceva nou și dacă ai posibilitatea, mă poți susține și cu o mică donație dând click pe butonul mulțumiri sau super thanks, depinde în ce limba e aplicația, care se găsește în rândul în bara de jos, sub butonul de share, de trimite, dând un pic scroll pe stânga. Repet, numai dacă ai posibilitatea și se pare util ceea ce fac. Îți mulțumesc încă o dată, numai bine, sănătate, la revedere! Dacă vrei să te lași de fumat, îți prezint o metodă simplă, nu costă nimic, necesită ceva efort și voință, este adevărat. Am prieteni care au aplicat-o și a funcționat, am primit testimoniale pe net de la persoane care au spus că a funcționat. Pur și simplu, anunță o dată de la care nu vei mai fuma. Fă cât mai public această dată. Anunță familia, anunță prieteni, anunță cunoștințe, anunță colegi de serviciu, pune pe Facebook, pune oriunde, să știe cât mai multă lume. Și în momentul în care îți va veni poftă să fumezi, îți vei aminti de această promisiune și te vei gândi că te faci de râs, te faci de rușine. Și asta îți va tăia pofta de a fuma. Nu spun că funcționează în toate cazurile, dar cum nu costă nimic, poți să o încerci. Te vei gândi, de exemplu, dacă ai copii. Ce pretenții să mai ai la copii să se țină de cuvânt dacă tu n-ai reușit să faci asta? Așa că faci această promisiune și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate!